Este una dintre cele mai iubite și mai frumoase prezentatoare. Și credeți-mă, povestea care o leagă de ProTV este fabuloasă. Vă mai spun ceva. Eu o cunosc de când era mică. Doamnelor și domnilor, Corina Caragea! Bine ai venit! Wow. Bine v-am găsit! Cât eram de mică atunci când am întâlnit. Mică, mică, mică! Și acum sunt mare, adică eu știu că am mâncat de Crăciun, da? Bine ai venit! La mulți ani! La mulți ani! Vorbește lumea că va fi un an minunat. Așa să fie, Doamne, dacă ajută. Ne spui tu. Succes să fie cuvântul cheie. Cum a început anul pentru tine? A început... Bine? Foarte bine. Asta. Într-un oraș extraordinar, în New York. Frumos, frumos, frumos. Da. Frumos. Nici nu zici că am îmbătrânit, am întinerit. N-ai cum, în orașul ăla n-ai cum să zici că îmbătrânești. Păi, nu se doarme acolo. Uitându-mă la tine, nu... Că, știi cum e, am zis că te știu de... Când erai ceva mai micuță și ești neschimbată. Da, de când aveam 19 ani, acum 2 ani, cam așa. Cam așa, cam așa. Cam așa, da. Care a fost primul tău contact cu televiziunea? Atunci când ne-am întâlnit noi, da, o perioadă foarte scurtă, după care am mers la un post de știri, am aplicat, era un concurs și CV-ul meu a fost selectat, după care m-a sunat actualul meu șef de aici din ProTV. Am înțeles. Câți ani aveai când ai venit în ProTV? 22. 22. Perfect, da. Perfect. Și am venit într-un picior. Cum am avut un accident de mașină. Așa? Și eram în cârje. E, na, serios? Da, serios. Da. Și țopăiam pe aici. Bun. Am înțeles că ai refuzat inițial să prezinti știrile din sport? Sau să lucrezi la sport? La... N-aș spune am refuzat. Aș spune m-am speriat puțin. Așa, de ce? Sau am luat-o ca pe o glumă, am crezut că cineva râde de mine, sau nu e chiar Costi Mocanu la telefon, îmi amintesc că eram în baie și știi că sunt Costi Mocanu, că vreau să vorbim și nici nu l-am crezut, am zis bine, hai că te sun eu mai târziu. Nu l-am mai sunat, îți dai seama că na, mă sunau toți nebunii. Atunci eram deja pe post și primeam tot felul de telefoane din diverse părți și n-am crezut. Chiar n-am crezut, după care m-a tot sunat. M-a tot sunat și de 8 martie și de ziua mea. Nu, te-am sunat doar... Da, și am zis că vin atunci când împlinesc un an la vechiul loc de muncă. Așa mi s-a părut mie corect și fair să stau măcar un an. De fapt, aveam nevoie să prind curaj. Mi s-a părut o pălărie prea mare totuși ProTV. Eram foarte tânără. Da. Mi-a fost puțin frică că n-o să fac față. Cum a fost primul live? O, cu multe emoții, cu transpirații, cred că și cu bâlbe, n-ai, mai știu ce am zis. Da, a fost cu multe emoții, cu atât mai mult cu cât a fost și cu peripeții, pentru că am intrat dimineață și în drum spre studio erau spălate scările și am alunecat. Am alergat și am alunecat și m-am întins pe jos, am început să plâng, am zis că e un semn. Da, dar totul a fost bine până la urmă. Eram cu Mihai Dedu dimineață și cum el glumeț, a făcut o glumă și chiar până la urmă am plâns de râs, cum ar veni. Au fost ajută, lacrimi, ajută băieții glumeți dimineața. Da. E un apropo. Ne primesc prânzul ăla. Nu, că încă tot am datorit. Când ai avut, nu știu, vreodată emoții mai mari? Am avut și acum am emoții. Ai emoții și acum? Bineînțeles, păi suntem oameni, nu? Da? Nu roboți, voi avea întotdeauna emoții. Dar care e temerea ta? Nu știu, că vei pronunța greșit vreun nume, că uiți ceva sau unde, ce, ce te sperie, de ce se teamă? Mi-e teamă că voi pierde o informație. Singurul, că altfel că pronunț greșit un nume, că mă bâlbâi, că se întâmplă ceva în direct, e omenește exact, până la urmă, greșit e omenește, cu toții greșim. Însă atunci când sunt dimineața, de exemplu, mi-e teamă că îmi scapă ceva, se întâmplă peste noapte, un meci, iar eu n-am dat informația. Că am fost aiurită, dormeam pe mine sau n-am căutat unde ajuns de bine. Cred că asta e cel mai important pentru noi cei de la știri, să oferim informații oamenilor. Da. Că altfel roboți nu putem fi. Corect. Și chiar
De curând am dat o bâlbă, am râs o săptămână cu toții. Așa? Dar asta spun că... Ce bâlbă ai? Zine că astea... Fac viața frumoasă până la urmă. Zine că astea sunt haioase. Ce... Uite, eram în pauza de publicitate. Așa? Și vorbeam cu Mihai și na, râdeam noi dimineață. Și urma, era prima mea știre... Rednic vrea să-i trimită în Panama, pe așa. Acasă, în Panama, pe niște jucători. Și Mihai zice, fii atentă că poate zici în Pana mea. Și așa am zis, în Pana mea. Da. Mi-a explodat Instagram-ul, Facebook-ul, toată lumea mi-a scris. Băi, m-am mânecat cu cafeaua dimineață când am auzit, mi-a venit să... Da, și de atunci mi-a rămas așa o poreclă, mai zice Mihai. Da? Hai că ai venit în Pana mea? Da. Hai să vedem în Pana mea ce informații ai astăzi. Ce-ți place cel mai mult la meseria ta? Că sunt în direct, în primul rând, îmi place foarte mult directul. Da? Te ține în priză și da, asta îmi place foarte mult. Îmi place că sunt colegă cu niște oameni extraordinari, jurnaliști pe care eu îi admir și mai ales că am făcut și facultatea de jurnalism și acum mă gândeam ce n-aș fi dat să vină cei de la România Te Iubesc la mine la curs într-o zi, să am așa surpriză. Sau să văd un anunț de angajare la ProTV. Adică sunt mândră de colegii mei. Spune-mi un lucru, tu ai vreo legătură cu sportul sau există, ai vreo... Tu ai ajuns să prezinti știrile sportive, dar... Ai practicat sport? Eu chiar nu știu asta. Pentru că cei care m-au angajat la momentul respectiv au zis, măi, noi căutăm pentru știri, dar te potrivești foarte bine la sport. N-avem sport aici, dar o să facem. Așa. Și eu consideră că eu mă potrivesc mai bine acolo. Costi Mocanu a considerat că mă potrivesc foarte bine aici. Dar înainte de a face asta, erai pasionată? Eram pasionată, mergeam foarte des la meciuri de basket, am jucat volei... Îmi place, merg în continuare la meciuri de fotbal, am venit chiar aici la voi și v-am prezentat colecția de bilete de la meciuri. Atunci când merg în vacanțe, mă uit, ia să vedem, e vreun meci, se joacă vreun meci în orașul ăsta acum și cam asta, altfel... Merg la sală... Bun, sigur, da. Așa? Se vede. Nu știu, nu merg ca să se vadă neapărat, dar merg ca să mă simt bine, să mă păstrez în formă. Păi asta se vede, că te simți bine că ești în formă. Da, să am energie. Corect. Na. Planurile tale de viitor, cum arată? Asta aveam să întreb și eu. Dar las-o să... Hai, întreabă tu. Măi, dar mereu eclipsez, mă. Nu, e cum. Eu i-am mai spus, spune și tu, Corina. Eu nu fac, uite, gata, uite, stau cu mințele aici, tu nu mai țin nimic. Tu crezi că sunt doar o femeie superbă care stă și te ajută pe tine să fii și tu mai superb și strălucitor? Spune-mi, Cove. Da. Da? Superbă ești și vreau să fiu și eu superb. Cove, eu mă uit la cana aia cu apă și îmi vin idei. Să ce? Să pun în cap. Avem musafiri, hai avem să nu... Avem musafiri, norocul tău. Hai să nu stricăm treaba. Nu vă certați de față cu musafirii. Cum te vezi peste 10 ani? Oho, cum mă văd mâine, nu știu. Peste 10 ani, nu știu cum va fi România. Sper că... Bine. Sper că bine. Știi cum e azi și ce-ți doresc eu ție, dulce România. Asta. Da, sper că vom trăi vremuri mai bune și va fi o direcție bună. Și din punct de vedere personal, aștept surprize. Surprize. Surprize, nu știu, niciodată nu mi-am planificat. Știi cum își fac oamenii planuri? Dom'le, la 30 de ani vreau așa. Să am copil, să mă mărit, să am atâția bani în cont, să... Nu, niciodată nu m-am gândit. Nici la ProTV nu m-am gândit că o să ajung. Adică a fost așa o întâmplare, ca să spun. Întâmplare fericită. Fericită, da. Și profesional? Și profesional. Vedem ce se va întâmpla. Nu vreau să-mi propun lucruri. De fiecare când am încercat eu să-mi fac așa un plan, să știi că din fericire Dumnezeu a avut planuri mult mai bune pentru mine. Știi cum e, da. Da. Deci să lăsăm viața să ne surprindă. Nu? Pentru că surprizele sunt plăcute. Cove știe despre ce vorbesc. Eu sunt cea mai plăcută. Înțelepciune este al doilea tău nume. Da, bună, Laura. Extraordinar. Cu aceste vorbe înțelepte încheiem întâlnirea noastră. Îți mulțumim, mulțumim foarte. Corina. Mulțumesc și eu pentru invitație și să fie un an excepțional. Mulțumesc la fel. Perfect.